Pretinilor, după cum vedeți, venim cu o oală roșie frumoasă care aburește, să pregătește pentru o mâncare reprezentativă din găină de casă, ca să ne înțelegem, crescută la curte. Găina crescută la curte cu porumb. Altceva nimic. Porumb și apă. Uitați-o. Pulpeană, vedeți-o? Asta e găina de curte care nu are nimic ansamblament chimic. E cum o dat-o Dumnezeu din ouă ăla ei clocit de cloșcă și crescut ni găinuța. Pui, puicuță și tot așa. Vedeți-o? Uitați-o. E mândreață. În oala roșie, acum noi facem un meniu special. Nu-i rețetă, cum zice ăștia, de la bunica, rețetă de la mătușa, rețetă de pe vremuri, rețetă asta. Am pus oala cu apă la clocotit. Am pus vegeta să fiarbă, am pus sare, zgrumțuroasă, ia uitați, sare de turda, de la ochnile turda. Sare sare zgrunțuroasă și prima dată. Acum, după ce o fiert, separat, punem un pic de numai două cuișoare. Uitați-vă, două cuișoare, nu mai mult. Că ăsta, două cuișoare. La o parte, punem chimin. Oamenilor, nu punem chimin românesc. Nu punem chimin românesc pentru că ăștia ultimii 2 ani au fost năpastă. Când se acetă, când inundații, chiminul trebuie să aibă o acurateță climatică în care să se dezvolte. Și atunci am ales să pun chimin de lângă frații noștri. De lângă frații noștri ungurii. Vedeți? Chimin. Așa. Și mai punem oameni. Uitați. Vedeți-l? Cimbru. Ia uitați în cimbru. Ia. Atât. Numai ia și nea. Cât peldă minunată. Peldă minunată. Amilor, după care vine amestecat cu lingură de lemn. Nu aveți ce băga metal înăuntru. Ia. Bobe de chiper. Am uitat să vă spun. Bobe de chiper. Uitați ce bobe de chiper am pus. Ca să... Nu, înțelegi, asta e chiper negru, chiper alb. Astea sunt bobile de chiper originale din India. Mama India, vedeți? Astea sunt bobile de chiper amestecat. Asta ce trebuie. Bun, și acum, frumos, când e clocoteală, băgăm găina. Uitați-o, cu capul în jos. Se găie clocot. Mândreață. Știi cât o lăsăm? 5 minute. 5 minute să fiarbă. 5 minute, nu mai mult. Fiarbe. După alea 5 minute. A trecut 5 minute, chiar 7. Ridicăm capacul. Domnilor, să vedem ce bufuie aici. Uitați-o. Mândreață. Am zis, nu băgăm fier. Ia, nu știu cum o întorc de acum. Acum e greu de întors. Ia uai. Hâț, trebuia să eleg piciorile, știi? Dacă era adunată, era bine. Ia să vedem. O întorcere dezvoltată. Înțelegeți? Costă, Doamne, fer să pice oala jos, ca atunci să vezi tu probleme. Frumos. Ce vrei tu, Cam? Zi. Auză-l ce nervos e.
ce nervos fi. Înțelegeți? Stați cu minți, ce ați crezut? Că pică oala pe mine, ha? Așa ați crezut, ha? Că pică oala pe mine, ha? Băieță, și mai lăsăm 3 minute. L-a clocotit. S-ați convins că-s grele astea? Prietenilor, o veni momentul adevărului. Ia uitați-o, acum îi dăm un control subiectiv. Luăm o furcuță care nu e ascultătătare și îi dăm împunsătura. Frumos. Ia uitați cum intră. Mândreață. Ai, mă. Ai, mă. E gata. O mai punem pe o dungă, așezată aia și în ea. Înțelegi? Și o lăsăm numai... Am oprit focul. Ia uitați. Așa. Și acum o lăsăm așa numai în cheptul ei. Ne. La aburi. Să stea încă vreo 10 minute în apă. Să intre suculența aia în ea. Apa nu se aruncă. O să vedeți continuarea. O lăsăm 10 minute, da? Până atunci vine o conașă cu cartofi. Am trimis-o să cumpere cartofi și usturoi. A vă la cătie, tata. Nu a fost cartofi de aia, mă? Golește ăsta, aragazul, îi dai drumul la foc, să încălzăște aragazul, curăță niște cartofi așa, pireu, pentru mine și pentru tine, să mâncăm frumos din găina pe care o prepar și până atunci să încălzăște ăla. Să vedem. Cred că în aia o punem. A? Ori în asta, ori în aia. Intră găina. Care e mai mare? În tava aia nu. Una din asta, da. În aia roșie, cred că o punem. Aici. Așa. O pregătește o scoapă, folie avem. Da. 180 de grade, pe câte grade l-ai pus? 200. Bun, și 200. Oamenilor aici, aici intră mirosul ia. Hou! Înțelegeți? Ce te admărăiești? Ce te admărăiești? Zi! Zi, uite bubă ce mi-ai făcut bubă. Vezi bubă ce mi-ai făcut? Mi-ai făcut bubă, uite. Uite. Unde m-ai mușcat? Și amu vrei să mă muști, uite. Vrei să zbori? Ha? Vrei să zbori? Da? Mâine. Mâine. Mâine la ciorii, la ce zbori? Zbori mâine. Mâine zbor la Ciurila. Nu i-am găsit până la fiert. Da. Oamenilor, scoatem găina din ciumeră. Înțelegeți? Așa, asta o dăm la o parte. Aici scoatem găinuța. Ciocumic. Ciocumic că fac scandal. Ce-o cumit că fac scandal. Numai din lemn o lucrăm. Înțelegi tu? Numai din lemn. Așa.
Dacă nu ești cu minte, tucan, așa te pregătești și pe tine. Ai înțeles? Ai înțeles, bă? Ciocu mic. Domnilor, și acum punem cartofii să fiarbă. Așa. Extorcem. După cum vedeți, cartofii punem să fiarbă în apa în care o fiert găina. Da? Da, așa e frumos. Uitați. Nu înainte de a ne lua cu polonicul niște suc din ăsta. Îl punem aici în oală, că avem nevoie de el. Așa. Una, înțelegi? Două, așa fai mirosă din urmă. Trei. Cât credem noi că avem nevoie? Chiar dacă luăm mai mult, nu-i problemă, că o aruncăm. Ia. Vezi? Asta ne trebuie la... Gata. Acum îi dăm drumul aici, să fiară. După ce luăm ăștia mai doi, au, contează tot. Contează. Ia. Vedeți? Foarte mult contează fiecare. O să iei pe mine, m-am sortit pe tricou. Bravo, bă. Taci din gură, ciuci. Îi lăsăm să fiarbă cartofii acolo. Uitați, flacăra e acolo. Vedeți-o? În viață. Bun. Așa. Acum lăsăm să se răcească. Usturoiul e o parte. Aici. Liana! Hai să iei pielea de pe găină. Ia și în ea, ia-o jos. Arde. Prinde. Ia și în ea cu lingura, o ia jos. Unde e lopitoul la mare? Să poți să învârtești pe lopitoul. Vrei să-ți dau ciont de găină? Vrei să-ți dau ciont? Vrei să-ți dau ciont de găină? Ai văzut că te bate? Dacă nu ești cu minte. Te bate. Te bate. Na, na, na. Tărăla, tărăla. Tărăla, tărăla. M-ai mușcat, nu-ți mai cânt. Nu tăia aripa jos. Așa. Și dacă nu e ceva, n-are nimica. E numai cât poți. Aia e. E pe parte, e pe alta și e pe ceptul. Înțelegeți, oamenilor? Astea-s grele. Zi tucan. Para la.
How? Bun. Ce le arunc la gunoi? Așa. Și acolo punem boia. Desfă boiaua și pune acolo niște boie. În blidul ăla pune. Acolo așa cum e. Pune, pune. Dă-i, 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 tri linguri. Bine. Bun. O lingură de sare. Așa. Amestecă bine. Acolo îmi trebuie folie. Pune folie așa numai cât e pe lungă. Bun. Și acum ia găina, ia lingura aia de acolo, pune aici lingura. Ia găina și bun, umple-o cu iașenia pe ea, dă cu din aia, cu boia. Arde? Așa mai încoace. Încinge-o. Tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă. Ai, ai. Pe după aripă, după pulpe, pe setat. Așa, oamenilor. Învățați! Învățați că nu știți să mâncați. Nu știți să mâncați. Tucan, ăsta e un mărgutui. Bun. Vedeți? Stilul napajiru. Stilul napajiru, găină cu stilul napajiru, tata bandit. Bine. Pune-o aici. Așa cum e cam deodată. Lasă așa. Ăsta curăță-l de cojă numai. Stilul napajiru. Zi, tucan. Spune, tucan. Și băgăm acolo. Vedeți? Bun. No. Folie din aia mai avem? Nu mai avem, așa-i? Mai este folie din aia, e hârtie. E acolo, mă vezi? Păi ajunge asta să împachetezi tătă găina. Ha? Să pune din aia.
Aia e pachet. Da? Foarte bună, mai bună. Bine. Dă-i, 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 mai rupe, mai rupe. Mai lungă. Așa, atât. De acolo rupe. Așa, prietenilor, astea sunt regulile adevăratea gurmanzilor. Nu ce ies voi cu din alea, că ia, fă-i un nod aici la capăt. Să nu, poți să bagi găina înăuntru, ia. Suflă, suflă în ea. Ia uitați. Nodul. S-a rupt. Așa, așa, bun, gata, ridic-o în sus, nu, ridic-o în sus, ridic-o un pic în sus ca să pot să torn asta în ea. Tu, cu tătul. Așa. Bun, așa. Să pun aici și un polonie de asta. Bun. Da. Am un nodul în nădejde. Aia e, frate. Așa ceva mai rar. Aici sunt jos. Ce vrei, mă? N-are importanță cum o pui. Lasă acolo. Pune așa într-o dungă, știi, să stai în farfurie, în ăla. Aia. Bun. Oamenilor, într-o dungă, la fătuș. N-are capac asta, n-are, ha? No, de acum... Tsurucumpa. Tsurucumpa. Ăla la sfârșit. Așa. Așa. Aici să vedem cartofii dacă o fierți. Mai trebuie să mai fiarbă. Mai trebuie să mai fiarbă. Prietenilor, cartofii îs gata. Stingem focul. Ia uitați-i aici, mândreață. Și acum storcem. E greu. E greu să o iei. Așa. Bun. Și ia uitați acum. Mândreață.
dimineață. Mamă ce arde, mamă ce arde. Egalizăm. Ăsta-i ăla nervosul care nu a vrut să iasă. Dar nu-i lăsăm. Nu-i lăsăm. Ia, vezi? How? Și how? Acum voi ziceți că cum îi spălăm? Uitați cum îi spălăm. Îi pregătim. Ia. Avem străcuritori din aia mare. Nu mă știu unde a pus Uliana. Străcuritori aia mare. Frumos, elegant, calor, talent, obârșie. Vezi? Și acum, iasă la suprafață, ia curățață. Merg în continuare. Eleganță, frumos, talent, obârșie. Vezi? Sfărâmat, atât ofert. Atât ofert de sus fărâmat. Sus fărâmat, fraților. Ofert ăștia e numai. Mândreață, mândreață, ia uitați. Vedeți-vă de treabă, că nu știți voi cum e situația aici. Ia. Jețui. Hai de capul meu. Hai de zâlele mele. Hai de zâlele mele. Frumos. Așa, cu curaj. Cu curaj, mă. Vedeți? Cu curaj, vă, românilor, vă. Cu curaj, vă, românilor, vă. Bun. Și acum, aici, încă o dată din cadă, așa frumos, vezi, să intre apa în ei, așa, punem asta aici, ia, că-i mândreață, și acum, eleganță, ia, vezi, chiar dacă rămas acolo, din ăla n-are nimic. Acum îi lăsăm să se storcă. Și așteptăm
menirea puiului din pungă. Hai de capul meu cu miroasa, cred că am uitat găina aici. Cred că s-o ars. Am ars-o. Am ars-o. M-am zis că am ars-o. Am ars-o, mâncavaș. Am ars-o. No, și acum, ce fac, mâncațaș? Cum îl pun acolo? Nu știu să-l închid. Nu știu să-l închid. De unde îl închid? Eu cred că e asta. L-am închis. S-o închis oare? Nu cred că s-o închis. Lasă așa. Să-l închid aici. Eu cred că s-o închis, nu știu. No, oameni buni, am ars găina. Uitați-o, e mândreață. Oi, e capul meu. Nici nu știu cu ce să încep. Da. Uitați, mă rog, butuși. Cum face un tiu Goga? Extraordinar cum face un tiu Goga, mușghei. Da? Făcut în zoptul ăla. Așa ceva mai rar. Ne ajunge. Asta, ridicăm iar și ne-am sus cu două iarjete, ASMR, mâncați așa, ASMR, îl sparg, ia, ulei, doamne, ce bine arată, voi vă dați seama cum face uleiul acolo, ce tare e uleiul. Lăsăm să se răcească. Ia. Stai așa să-ți loc acolo pe masă. Tu l-ai de mâncare. Mă duc pe spital. Recensământ scrie pe mine. Ce ziceți? A? Ia. E mândreață. Dau mie fir și apără. Bă, da.
s-o ars un pic, mă. Ioi. Ai de zâlile mele. E ceva de necrezut. Așa ceva e de necrezut. Doamne ajută. Arde. Poftă bună vă urez și faceți cu toată încrederea rețeta. Chiar dacă e de la magazin. Numai dacă e de la magazin, trebuie să o fierbeți mai puțin și să o frijeți mai puțin, că astea de magazin sunt cam puave, da? Țucu.